Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi este alături de noi Iulia Feordeanu, psihoterapeut junghian, instructor Aware Parenting și vorbim despre premizele creșterii armonioase și echilibrate a bărbaților, pornind de la o carte foarte dragă nouă și mie și Iuliei, Crescându-l pe Cain, să ocrotim viața emoțională a băieților, de Michael Thompson, o carte, așa cum spuneam, pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea masculinității. Și aș începe discuția noastră de la tiparele relaționale din copilărie și mai ales de la modelele parentale. Și stăm și ne gândim, ce înseamnă de fapt un bărbat autentic care își asumă și de fapt are curajul să-și exprime emoțiile și vulnerabilitatea? Ce a văzut el în copilărie, de exemplu, la părintele, la tatăl lui? Și cred că de acolo pornește de fapt toată discuția, pentru că societatea, din păcate, ne învață și eu consider că bărbații sunt tributari acestor norme, reguli sociale, cutume, în aceea de a nu își exprima emoțiile, ca nu cumva să fie catalogați sau etichetați ca fiind slabi. De ce? Pentru că în societatea noastră masculinitatea este asociată cu agresivitatea, iar vulnerabilitatea este asociată cu slăbiciunea. Da. E o carte care, într-adevăr, mie îmi place foarte mult. Michael Thompson este un specialist care lucrează foarte mult și de foarte mulți ani cu băieți și cu familii de băieți în cadrul unor instituții școlare, dar el este implicat și în foarte multe proiecte de cercetare privind psihologia băieților și bărbaților, așa că în cărțile lui, atât în Crescându-l pe Cain, cât și în E băiat, părinții, educatorii, profesorii găsesc informații foarte la zi despre dezvoltarea masculinului din punct de vedere psihologic. Răspunsul la întrebarea ce este un bărbat sau cât de mult depinde ce este un bărbat de ce a văzut acasă, am mai discutat și au mai spus-o și alți invitați ai tăi în cadrul diferitelor campanii pe care le aveți. Eu am mai spus odată, depinde foarte mult gradul nostru de autenticitate ca adult, depinde foarte mult de cunoașterea propriei noastre psihologii. Și cum putem ajunge să ne cunoaștem psihologia, să ne cunoaștem personalitatea, să știm cine suntem, doar prin intermediul unor relații semnificative. Sigur că cele mai semnificative relații pentru majoritatea oamenilor rămân relațiile cu familia apropiată, cu părinții, cu mama și cu tatăl. Și despre relația cu mama și cu tatăl se vorbește foarte mult în această carte. Cât de importante sunt aceste relații pentru creșterea băiețeilor și dezvoltarea lor emoțională sănătoasă. Bineînțeles că, așa cum ai spus și tu, noi venim dintr-o cultură, cultura vestică pe care o cunoaștem, în care nevoile emoționale ale băieților și ale bărbaților au fost foarte mult timp desconsiderate. Cumva se considera empiric, fără niciun fel de bază formală științifică, se considera că emoțiile sunt cumva specifice fetelor și femeilor și ele n-au nicio legătură cu bărbații, cumva, sau bărbații știu să și le stăpânească în orice caz, sau ar trebui să știe să și le stăpânească. Nu știm de unde vin aceste modele, pentru că dacă stăm să ne gândim puțin logic, fără cunoștințe de psihologie, de ce ar fi așa? De ce nu ar avea un băiat, un mic copil, un bebeluș, un băiețel de un an, sau de 2 ani, sau de 3 ani, sau de 4 ani, emoții? De ce nu s-ar simți el frustrat, respins,
abandonat, fericit, exuberant, trist, nedreptățit, de ce nu ar avea și el dreptul să trăiască în toată ființa lui aceleași emoții care sunt universal umane? Nu pare să aibă sens. Practic, sunt niște prejudecăți care s-au perpetuat din generație în generație, cum că băieții și bărbații ar trebui să fie mai stăpâni și pe ei înșiși și să nu aibă nicio tresărire emoțională. Poate și mediile destul de crude în care trăiau, cu multe conflicte fizice, violență, contribuiau la aceste prejudecăți sau la aceste teorii, dar într-un fel e ca și cum am încurajat, urmând acest traiect, această filozofie, nici cum să-i spun, conform căreia băieții și bărbații nu ar trebui să simtă sau dacă simt ceva ar trebui în orice caz să-și reprime la maxim, este ca și cum am încuraja perpetuarea unor generații de adulți disfuncționali, cumva. Pentru că astea sunt trăsături specifice, de exemplu, în psihopatologie. Deci, Michael Thompson, în cartea lui, revine și corectează foarte multe din aceste prejudecăți, explicându-ne foarte frumos cât de multă nevoie de validare a trăirilor emoționale au băieței, chiar mai multă decât o au fetele, și cât de mult au ei nevoie să fie înțeleși cu nevoile lor specifice de băieți. Un alt aspect foarte important, poate că avem în mod egal bărbați și femei sau băieți și femei dreptul la a trăi și a fi înțeleși din punct de vedere și de a primi empatie pe partea noastră de emoționalitate din partea adulților care au grijă de noi, dar în plus față de asta băieții, mai ales în primii ani sau în prima parte a vieții până la pubertate, au nevoie și de un context specific de dezvoltare și anume au nevoie de un mediu în care să fie mult mai liberi să se manifeste fizic. Cumva în carte este foarte clar spus și documentat faptul că băieții au nevoie să se miște mai mult și că această rânduială care este cumva întâlnit în toate țările vestice în care băieții și fetele sunt puși cot la cot să stea în bănci la școală și uneori chiar foarte devreme de la grădiniță, nu este deloc favorabilă dezvoltării psihologice, emoționale și nici măcar intelectuale a băieților. Vrei să spui ceva și da, am văzut că... Cumva ai și răspuns la următoarea mea întrebare. Te-am citit gândurile. Cum pot intra bărbații în contact cu propriile emoții și cu propriile nevoi? Pentru că, așa cum tu foarte bine ai punctat, probabil că și din punct de vedere genetic, nu doar din punct de vedere educațional. Și asta noi știm foarte bine. Că sunt chiar doi băieți, nu mai vorbesc fată și băiat, unde sunt diferențele mari. Dar chiar în cazul la doi frați, la o diferență mică, poate unii chiar gemeni, la o diferență mică de ani, un an, doi între ei, crescuți în același mediu familial, crescuți de aceiași părinți și părinții, să presupunem, nefăcând discriminare între frați, ei pot fi diferiți. Da? Unul, exact cum spuneai tu, are nevoie de multă libertate de mișcare, da, nu știu, se duce cu băieții, joacă fotbal, joacă basket, habar n-am ce face, are el nevoie să-și manifeste, hai să-i spunem, masculinitatea prin activități fizice, iar altul, să spunem, se refugiază în bibliotecă, pentru că îi place să citească. Și cumva faptul că el se refugiază în bibliotecă și citește și nu resimte această nevoie de activitate și de mișcare, să nu-i fie cumva etichetată. Nu este mai cel care se retrage cumva în bibliotecă și citește, nu e mai puțin bărbat, acel, mă rog, nu e mai puțin bărbat, acel băiat nu va deveni mai puțin bărbat decât celălalt. Doar pentru faptul că el are, să spunem,
poate dezvoltate imaginația, creativitatea, chiar intuiția. Poate că se află într-un soi de energie feminină mai pregnantă decât celălalt, care e mai activ, se mișcă mai mult și poate e într-o energie masculină. Nu știu, zic și eu. Da, întrebarea ta a fost cum ajung bărbații să intre în contact cu nevoile lor și să și le înțeleagă, nevoile afective. E foarte interesant că mulți părinți întreabă, dar ce să facem cu băiatul, nu știu ce, eu le recomand această carte și apoi îmi spun, da, mă rog, cartea e interesantă, dar tot nu am aflat ce trebuie să facem efectiv. Și are legătură cu răspunsul la întrebarea ta ce o să spun acum. Cartea oferă foarte multe informații, însă ceea ce au nevoie copiii noștri, băieți și fete, în cazul discuției noastre băieții acum, este ca părinților să fie suficient de conștienți și empatici, încât să poată să diferențieze între propria persoană, persoana mea părintele, și personalitatea copilului, persoana copilului ca fiind diferită, pentru că de multe ori acest lucru nu se întâmplă din cauza unei dezvoltări a conștiinței limitate a părintelui. Cumva acesta nu poate să vadă altceva decât pe sine în copilul său. Cumva. Și atunci, dacă copilul e foarte diferit, copilul meu e foarte diferit de mine, nu-l voi înțelege. Mi se va părea că e ceva în neregulă, dacă eu am o conștiință limitată, să zicem, inclusiv conștiință de sine limitată. Copilul se va simți neînțeles și sunt șanse foarte mari să nu își înțeleagă nici el însuși nevoile. Pentru că avem nevoie, ca să ne dezvoltăm optim, să fim sănătoși emoțional, avem pentru alfabetizarea emoțională, așa cum îi spune Thompson, ca să învățăm să ne citim emoțiile noastre și pe ale celorlalți. Sigur că suntem dotați a priori cu anumite funcții, cu empatie, cu anumite simțuri care ne ajută să percepem ceea ce simt ceilalți. Dar ca să putem interpreta aceste informații, avem nevoie să învățăm. Și cum învățăm? Prin școala vieții, cumva, ni se predă implicit de către cei care au grijă de noi acest alfabet emoțional, în sensul că dacă părintele reușește să identifice ceea ce trăiește copilul lui și să oglindească acest lucru față de copil, a, ești trist, ai supărat că ai pierdut, nu știu, mașinuța, mingea sau că celălalt copil ți-a vorbit urât. În felul acesta, oglindindu-i copilului ceea ce copilul trăiește, părintele îl învață pe copil să-și recunoască, să-și identifice și mai mult să-și accepte emoția negativă. Pentru că acum noi vorbim de dificultățile pe care le au bărbații, în special cu emoțiile negative. Cele pozitive nu le sunt interzise prin prejudecăți. Deși manifestarea exuberanței este totuși înfrânată într-o oarecare măsură. Deci, pentru părinți în special, aș avea acest mesaj. Sigur, toate cărțile de parental și sunt foarte interesante și important de cunoscut informațiile din punct de vedere rațional. Dar partea practică ne privește pe fiecare în parte. Practica de a deveni un părinte conștient și un părinte care să ajute copilul să se dezvolte autentic, fie că vorbim de fete, fie că vorbim de băieți, această practică e o practică de dezvoltare personală. Și nicio carte și niciun fel de mentor nu ne poate inocula. Trebuie să parcurgem fiecare dintre noi acest drum al diferențierii conștiinței și al dezvoltării calităților noastre umane, cumva. Și pentru asta este foarte important ca fiecare părinte, mamă și tată să poată să intre în contact cu propriile nevoi emoționale, ca să-și poată sprijini apoi copilul să intre în contact cu nevoile lui emoționale și ca să nu suprapună cumva propria suferință sau propriile trăiri emoționale peste ceea ce ar putea trăi copilul. Să nu ne identificăm propriile noastre suferințe sau emoții, trăiri, cu ce ar simți, ce credem noi că ar trebui să simtă copilul. Deci, cartea e un suport foarte bun pentru a înțelege ce avem de făcut, dar ea
nedublată de o practică personală, s-ar putea să nu dea rezultatele la care se așteaptă cei mai mulți părinți când cumpără sau profesori când cumpără o carte de acest gen. Apropo de practică, și cu asta aș vrea să închei, apropo de practică, imaginează-ți că în urmă cu 40-50 de ani, părinții noștri ar fi fost obligați prin lege, toți părinții, să urmeze un curs cum să înțelegem nevoile emoționale ale copiilor noștri. Și fiecare, în funcție de ce are acasă, băiat sau fetiță, da? Să participe la acest curs, dar să aibă caracter de obligativitate. Statul, acum 50 de ani, să fi dat acest lucru, acest curs. Imaginează-ți că acel proces de conștientizare de care spuneai tu, cum am fi fost noi crescuți dacă părinții ne-ar fi înțeles nouă nevoile și emoțiile?